lăudat să fie Domnul. Mai zic o dată că nu v-ați pregătit, ați crezut că intru direct în mesaj. Lăudat să fie Domnul. Iubiți frați și surori, trebuie să acceptăm că a vorbi despre bani, despre dărnicie, despre prosperitate nu este ușor. Nu este ușor din mai multe motive. În primul rând, nu este ușor datorită mutilării noțiunii de așa zisii predicatori ai prosperității, Evanghelia prosperității, cum auzeam mai devreme, care au folosit acest termen de prosperitate, creindu-l ca o obligativitate pentru toți credincioșii, condiționând starea noastră spirituală de prosperitatea noastră materială. Or, noi știm că Dumnezeu dintotdeauna a binecuvântat oameni, a făcut ca unii oameni să fie prosperi, a făcut ca unii oameni să aibă surplus și a făcut ca unii oameni binecuvântați să fie o mare binecuvântare pentru toți. Mai mult decât atât, Dumnezeu a hotărât ca din puținul fiecăruia, dând spre slava lui Dumnezeu, când noi mulți ne angajăm în același proiect, în aceeași lucrare, să se creeze un belșug de prosperitate și de binecuvântare pentru nevoile unui proiect. Dacă ar fi să aplic ceea ce spunea fratele păstor Adi mai devreme, Dumnezeu a dat acestei biserici o viziune. Vreau să vă spun răspicat și îi am ca martor pe frații cu care am stat de vorbă prima dată, nu ne-a trecut prin cap faptul că o să ne coste atât cât ne-a costat. Nu ne-a trecut prin cap datorită faptului că la vremea respectivă erau anumite prețuri, am calculat lucrurile din punctul de vedere al afacerilor și al proiectelor pe care le găsim în lumea aceasta, cum se construiește o casă, cum se construiește un alt fel de construcție. Pe de altă parte, pe parcurs, proiectul a cerut anumite îmbunătățiri, anumite facilități în plus și ne-am trezit într-un proiect, într-o viziune pe care niciunul dintre noi nu ar fi acceptat-o, nu ar fi aprobat-o, dacă am fi știut-o de la început. Să știți că de foarte multe ori Dumnezeu ne descoperă, ne atrage în proiectele sale, dar nu ne spune de la început cât de mari sunt, cât de importante sunt, cât de grandioase sunt, pentru că nu ne-am putea speria. Pe parcurs, Dumnezeu a pregătit, potrivit cu această viziune care ne-a dat-o, proviziile necesare ca să putem duce la bun sfârșit. Nu știu dacă dumneavoastră vă dați seama, noi mai auzeam și mai vorbeam între noi, auzeam vorbele multora și din comunitatea aceasta și nu numai, care spuneau, și nu ne ferim să spunem ce am auzit, pentru că unii au venit și ne-au spus-o personal. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit, o să-și frângă gâtul, nu o să aibă bani cu ce se termine proprietatea, o să se facă de râs. Ei, toate aceste previziuni n-au avut în vedere faptul că dacă a fost proiectul lui Dumnezeu, Dumnezeu a purtat de grijă potrivit cu mărimea acestui proiect. Când am început cu ideile noastre de atunci, am crezut că o să fie cifra 333. 3 milioane ne costă proprietatea, bine, am rotunjit lucrurile, 3 milioane strângem de la biserică, 3 milioane luăm din bancă și am terminat. Ei, proprietatea ne-a costat 3 milioane. Biserica n-a reușit să strângă 3 milioane. Ca strâns vreo 12 în 3-4 ani și n-am împrumutat de la bancă să ne taie mâinile și picioarele cu dobânda, că Dumnezeu a mișcat inima fratelui Trif să ne dea 10 milioane. Și pe urmă, după ce s-a încheiat construcția,
Când am avut alți profeți care au venit și ne-au spus, acum să-i vedem cum strâng bani, rămâne fratele Trif fără bani. Îl păcălesc ăștia pe fratele Trif. Au spus, în primul rând, oamenii s-au văzut cu saci în căruță, s-au văzut cu biserica gata, nu mai dă. Și uite că în 3 ani ați dat 3 milioane, lăudat să fie numele Domnului. Și pe urmă ne-a ajutat Dumnezeu să vindem proprietatea și să o vindem cu un preț foarte bun și de unde am rostit cu tremur de inimă cifra imensă cu care am rămas datori în ziua inaugurării, Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la 3 milioane jumătate datorie plus, frați și surori, încă 3 ani a pus Domnul pe inima fratelui Vasile să ne prelungească împrumutul și tot fără dobândă. Acum întrebarea mea la dumneavoastră este, dacă cineva ne-ar fi spus dinainte toate aceste cifre și toate aceste lucruri, când am pus la votul bisericii proiectul și am spus aprobați să dați putere acestei comisii să se ocupe de tot ce înseamnă finanțare și proiect de construcții. Câți dintre dumneavoastră ați avut curajul să spuneți, e proiectul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va da resursele. Noi am fost și întotdeauna copiii lui Dumnezeu sunt exact cum spunea omul acela care aștepta o mare minune în Dumnezeu. Cred, Doamne! Și pe urma asta s-a gândit, zice, oare chiar cred? Și zice, ajută-ne credinței mele! Frați și surori, Dumnezeu a dat acest belșug de prosperitate și de binecuvântare acestei biserici. Nu pentru că am fost mai pocăiți decât alții. După cum spunea Domnul, nici nenorocirile și cataclismele care se întâmplă în viața unor oameni sunt pentru că sunt mai păcătoși ca alții. Vă spun eu de ce. Dumnezeu a hotărât ca la 3939 West Divan să fie o biserică frumoasă, să fie o lucrare care să-i facă cinste lui Dumnezeu și a hotărât să ne dea nouă cinste aceasta să fim parte din proiectul lui Dumnezeu. Încă o dată spun, brother Adi, n-au zis de prea multe ori amin că au așteptat să vadă ce se întâmplă până termin predica. Uneori așteptăm să vedem cum o noț la sfârșit. N-au mai putut să ziceți un amin? Ziceți amin, fraților, că aveți la ce. Știu, e greu. Când vorbim despre lucruri controversate, când abordăm lucruri care s-ar putea să o ia și în stânga și în dreapta, știți că atunci când Ilie s-a dus pe muntele Carmel și le-a spus să se dovedească dacă Dumnezeu e Dumnezeul adevărat pe el, să sluji sau dacă Baal și Astarteia sunt Dumnezeul adevărat. Știți ce a făcut poporul? Cine știe ce a făcut poporul când a zis Ilie așa? A tăcut. Au vrut să vadă. Frați și surori de la Biserica Elim, noi nu mai avem ce să așteptăm. Noi nu mai avem ce să vedem. Noi deja am văzut. Cu o lună, Dănuț, arată-mi fața ta să te văd. Cu o lună înainte să apară cumpărătorii pentru proprietatea de la Bernard. Sta de vorbă cu Dănuț și cu Dorel. Dorel are treabă. Să dea Dumnezeu să aibă cât mai multă treabă astăzi. Și ne-a fost frică să vorbim cuvintele necredinței, să spunem, oare să va mai vinde vreodată, oare să... Dar m-am uitat în ochii lor și ei în ochii mei și noi eram deloc foarte happy și foarte mulțumiți pentru că ne dădeam seama de câteva lucruri. Ascultați cum lucrează Dumnezeu, frații mei. Numărul 1. Biserica de pe Bernard costa prea mult ca să fie cumpărată de un developer, de un investor
și să facă building de apartamente. Noi vrem să vindem facilitățile. El vrea să cumpere numai pământul. El n-avea nevoie să plătească pentru o construcție care urma să fie dărâmată, că nu i se merita, nu făcea sens. Doi, în zona aceea nu există nicio biserică suficient de mare și cu potențial financiar să dea 3 milioane și jumătate pe un sanctuar de 700-800 de locuri, când majoritatea bisericilor din zona respectivă se adună în magazine de stradă, au câte 150-180 și nu sunt absolut deloc afluenți din punct de vedere financiar, pentru că nu e o zonă foarte afluentă. Dacă ar fi fost vreo biserică de 400-500-600 de membri și voia să-și cumpere biserică, nu se uita la Bernard, se uita în suburbii sau se uita cum ne-am uitat și noi aici, că aveau potențial și acolo nici nu era parcarea bisericii, nu făcea sens. Unele n-aveau potențial, pentru alte biserici nu făcea sens. Școli, școlile n-au bani. Știți că școlile trăiesc pe muchie. Totdeauna trebuie să compenseze cu donații din partea bisericilor care sunt în spatele acestor instituții. Ei, noi am știut lucrurile acestea. Și la un moment dat ne-a bătut inima. Am spus, cum o să iasă? Ei, nici prin cap nu ne-a trecut ca s-ar putea să existe o biserică în statul Indiana. Să binecuvinteze Dumnezeu statul Indiana. Cu 7.000 de membri, care au câteva sute de enoriași undeva în partea asta de nord, și decât să-i transporte cu basurile și să-i chinuie în fiecare duminică, au hotărât să le facă o biserică aici. Acum, erau câteva semne de întrebare. Când am negociat prețul, să știți că nu ne-am gândit doar la foloasele noastre. Am vrut să luăm suficient pentru muncușoara noastră, pentru cât am investit acolo și pentru nevoile noastre, dar ne-am gândit și la ei, să poată să aibă un loc de închinare. Că cea mai bună variantă a fost să o dăm tot la o biserică. Nu suntem bucuroși și împliniți pentru asta? Bineînțeles că da. Dar ascultați, era vorba și de parcare, că și ei vin cu câteva sute de oameni la biserică. Și a trebuit să-l sun pe vicepreședintele de la Albany Bank. L-am sunat și l-am rugat, când intră în contact cu cei de la biserică, să le fie favorabil cum ne-au fost nouă. Și fiți atenți ce a făcut Albany Bank. Le-a dat parcarea exact în aceeași termen ca și nouă și le-a dat-o la același preț la care ne-a dat-o și nouă. Slăvit să fie numele Domnului. E proiectul lui Dumnezeu. Și când e proiectul lui Dumnezeu, dragii mei, se vede. Or, astăzi este un timp pe care eu îl numesc binecuvântat, pentru că încă o dată venim înaintea Domnului cu darurile noastre. Acum, unii deja au contribuit, au dus banii la casierie și se pare că cifra crește, mai vine online, mai am o rugăminte. Dacă așa stau lucrurile și dacă Dumnezeu binecuvintează pe cei care dau cu bucurie și dacă Dumnezeu binecuvintează pe cei care dau din ce au, că nimeni nu trebuie să se împrumute la bancă, dați din ce aveți, nu din ce n-aveți. Hai să citesc, ca să nu ziceți că doar parafrazez. Ascultați ce spune în 2 Corinteni 8, 11 și 12. Isprăviți, dar acum de făcut. Pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Până și văduva care a dat doi bănuți, i-a dat pentru că i-a avut, atât a avut. A dat tot, dar a dat tot din ce a avut. Nu dăm din împrumuturi, nimeni să nu-și pună casa zălog, să ia împrumuturi ca să dea la biserică. Biserica are nevoie de binecuvântare din binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Apoi,
Trebuie să dăruim cu atitudine corectă, cu bucurie. 2 Corinteni 9, de la versetul 6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Ești stăpân pe ceea ce ai. Sincer să fiu. Nu că nu cred în zeciuială ca principiu biblic. Dar dacă legea veche, forțat, a pretins 10%, harul trebuie să fie puțin mai generos decât legea. Însă, potrivit acestui cuvânt, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nimeni nu-i stăpân pe ce are altcineva. Iată de ce cuvintele acestea de motivare, ca să semănăm și să secerăm apoi, sunt cuvinte care ne îndeamnă să hotărâm potrivit cu ce avem, dar atenție, nu cu părere de rău sau silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Știți că mai pronunțam din când în când de la amvon că pe dătătorul voios îl iubește Dumnezeu. Cineva a venit odată și mi-a spus: unde scrie în Biblie că iubește Dumnezeu pe dătătorii voioși? Zic, în Biblie. Ia auziți, pe cine dă cu bucurie, dătătorul voios, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Și nu uitați, când dăruim, trebuie să dăruim din ce avem, cu bucurie, și să înțelegem că dăruim Domnului. Dragii mei, impresia că dăruim oamenilor este o impresie falsă. Noi nu cerem aici pentru noi. Ca slujitori, datorită slujbei pe care o avem, suntem întreținuți de biserică și suntem recunoscători bisericii pentru dragoste, pentru prețuire și pentru felul în care aveți grijă de noi și de familiile noastre. Dar dacă aveți impresia că dați omului, ceea ce dăm este pierdut. Pentru că tot ce faceți cu vorba sau cu fapta, trebuie să faceți ca pentru Domnul. Când aducem ceva la casa lui Dumnezeu, dacă nu vedem dincolo de oameni, dacă nu vedem dincolo de cineva care se uită în registrele bisericii și spune cât a dat cu tare și cât a dat cu tare, n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Uite, vreau să vă spun și să vă mărturisesc că niciodată n-am calculat donațiile și n-am avut o atitudine funcție de ele. Nu m-a interesat lucrul ăsta. Dar dacă dăm cu aceste prejudecăți și preconcepții, facem o mare greșeală. Pentru că numai ceea ce facem pentru Domnul va rămâne și va sta. Vă rog, atunci când aduceți puțin sau mult, din mult sau din puțin, aduceți întotdeauna cu conștiința că i-ați dat lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe inima dumneavoastră. Chiar atunci când ajutăm pe cineva personal, deci mă duc la un frate și îl ajut personal. Și cum îl cheamă? Ion, Vasile, Gheorghe. Și spun, eu un om amărât și îi dau. Nici atunci să nu cred că îi dau lui, pentru că Domnul spunea ori de câte ori ați dat și ați ajutat pe acești neînsemnați, frații mei, ați făcut pentru ei așa ceva. Cui ați făcut, fraților? Mie mi-ați făcut, Domnului i-ați făcut. Și știți că cine îl ajută pe un sărac, vrei să-l faci pe Dumnezeu dator. Acum zic și de săraci un pic. Îl împrumută pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu atât de în serios ia ajutorarea săracilor. Și de-aia această biserică, mă bucur din toată inima că Dumnezeu ne-a dat această înțelepciune și viziune, că în timpul construcției, deși aveam nevoie de bani mulți, deși aveam nevoie de contribuții mari, n-am oprit dărnicia
pentru cei în nevoie, pentru familiile sărace și pentru proiecte de misiune și evangelizare. S-a lăsat Dumnezeu dator în toată acea perioadă? Nu, niciodată. Și acum aș vrea să vă spun, e adevărat că noțiunea aceasta de prosperitate a fost mutilată de unii predicatori și folosită în avantajele lor personale. Nu vorbim de oameni care își cumpără avioane, care se îmbracă cu costume de mii de dolari, care își fac case și animalele au aer condiționat în coteți și nu mă refer la asemenea aberații. Nu mă refer la asemenea aberații. Mă refer la noi, oamenii normali, credincioși, onești, cinstiți. E și negativitatea un pic biblică, Biblia vorbește mai mult împotriva bogaților, dar nu împotriva bogaților cinstiți. Biblia vorbește împotriva bogaților necinstiți, care îi jefuiesc pe alții, care îi nedreptățesc pe alții. Uitați-vă ori de câte ori Biblia vorbește împotriva oamenilor afluenți, vorbește împotriva oamenilor necinstiți. Bogăția câștigată pe căi necinstite, incorrecte. Atât la nivel biblic este prezentat acest lucru, cât și social, sau a bogaților nemiloși. De ce credeți că bogatul care l-avea pe Lazar la poartă este văzut negativ? Păi de ce? Pentru că a avut un sărac la poartă și nici fărâmiturile nu i le-a dat. L-a ignorat, a trecut pe lângă el fără să-l cunoască. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu atunci când vorbește împotriva celor bogați, care sunt insensibili, care sunt necinstiți. Și apoi trebuie să recunoaștem că prosperitatea naște o doză de invidie în noi. Să știți că unii săraci cad în păcăleala și în patima bogăției. Că e interesant, în Timotei, știți ce spune Domnul? Cei ce, nu ce sunt bogați, cei ce vor să se îmbogățească. Când devine o obsesie a vieții, când te iei la întrecere cu alții, când vrei să ai cât alții. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți cu privire la bogății, pentru că este un subiect sensibil. Este foarte ușor să ne uităm frumos sau urât unii la alții prin prisma acestei noțiuni. Permiteți-mi să vă spun că în biserica noastră Dumnezeu a binecuvântat un număr frumos de oameni. Și știți ce învață Dumnezeu pe acești oameni și ce au făcut acești oameni în ultimii ani? Să fie cei din tâi în fapte bune. Și au fost. Și le mulțumim frumos. Și au demonstrat că au dat din inimă, au dat ca pentru Domnul și niciodată vreunul din ei n-a făcut din dărnicia lui mai mult decât doar un mod de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care i le-a dat. Dați-mi voie să vă spun în scurt că pe la 1 încheiem, ne rugăm și servim masa. Cum îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale? În primul rând, prin achitarea obligațiilor. Să știți că avem obligații. Când Dumnezeu ne binecuvintează, ne binecuvintează pentru că avem obligații. Avem obligații să avem grijă de cei din casa noastră. 1 Timotei 5,8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Motivul pentru care muncim, ne zbatem și vrem să avem, este ca să ne îndeplinim obligația de a purta de grijă celor din casa noastră. Un om leneș, nu mă refer bolnav, nu mă refer care are anumite limite,
Mă refer un om în toate capacitățile, dar care nu este responsabil, este criticat de cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel aici. Apoi, obligații față de casa lui Dumnezeu. Nu vorbim de dărnicii, nu vorbim de ajutorări. Casa lui Dumnezeu are ea obligații și noi, prin faptul că facem parte din casa lui Dumnezeu, avem obligații. Ascultați ce spune în Maleahii 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Iată, dar avem obligații personale față de cei din casa noastră, avem obligații față de casa lui Dumnezeu. Și apoi, bineînțeles, că avem datorii personale și uneori colective. Vă dau un exemplu. Ți-ai cumpărat o casă, ai cumpărat o mașină și ai de achitat niște obligații. Ai curent, ai gaz și trebuie plătite bilurile. Astea se numesc obligații. Nu-i așa? Trebuie să te achizi de ele. Ca să te poți achita de ele, trebuie să muncești, trebuie să câștigi și să ai de unde să le plătești. În primul rând, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că suntem corecți, cinstiți și la zi cu obligațiile noastre. Asta este un lucru important. Auziți ce spune în 2 Împărați 4, 5 la 7, când e vorba de acea văduvă care a rămas datoare, de fapt soțul ei a murit și a lăsat-o datoare vândută. Mi se pare interesant că vine profetul și profetul nu-i spune, auzi, știi ce, las că intervin eu, vorbesc eu, că doar imediat după aia se duce la o femeie bogată care le-a făcut casă să aibă unde sta și i-a zis, aveți vreo problemă, vreun conflict cu cineva, să mă duc să vorbesc cu împăratul sau să vorbesc cu căpetenia oștirii? Păi de ce nu vorbești pentru femeia asta care are o datorie, care s-a îndatorat? Știți de ce? Pentru că în angajamentele pe care le avem, trebuie să fim corecți. Și auziți ce se întâmplă. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele, i-a turnat din unde lemn în ele, când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dăm un vas, dar el a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs unde lemn. Ea s-a dus, de-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și l-a zis, du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Avem obligații. Și când suntem credincioși acestor obligații, suntem recunoscători lui Dumnezeu care ne dă tot belșugul de care avem nevoie să fim oameni cinstiți, corecți, onești și responsabili. Apoi, îi mulțumim lui Dumnezeu prin ajutorarea sfinților. În Galateni 6, 9 și 10 spune să nu obosim în facerea binelui. E foarte ușor să obosești în facerea binelui. Pentru că la un moment dat te întreb, dar iarăși? Sau, dar numai noi? Dar iarăși noi? Ajutorarea sfinților și facerea binelui nu se termină niciodată, frați și surori. Știți ce spunea Domnul? Întotdeauna îi veți avea pe săraci cu voi. Și oamenii amărâți și săraci trebuie ajutați și sfinții trebuie ajutați în necazurile lor. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Acum atenție! E foarte posibil că ai semănat. E foarte posibil că ai semănat bine. E foarte posibil că ai semănat mult. Dar trebuie să continuăm și să semănăm până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vom cădea de oboseală, așadar cât avem prilej, acum cât suntem pe pământul ăsta, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință.
Evrei 13 cu 16 spune să nu uitați sau să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Sunt proiecte caritabile ale bisericii, sunt intervenții personale, mulți se duc personal și ajută, mai ales atunci surorilor faceți o lucrare foarte frumoasă atunci când auziți că o familie în nevoie, că-s necăjiți, că au trecut printr-o încercare. Știți ce înseamnă să vă duceți, să le duceți o oală cu mâncare? Să ridicați puțin sau să ziceți, venim două surori în ziua cu tare să-ți facem curățenie în casă. Dumneavoastră știți câtă povară ridicați de pe umerii unei familii. Sau, frații, am auzit că ai fost bolnav. Cine staie iarba? Cine-ți curăță șgheaburile? Știți ce înseamnă asta? Și ce înseamnă să ridicăm aceste poveri de pe spatele unor oameni amărâți, bolnavi, suferinți? Înseamnă extraordinar de mult. Și în al treilea rând, prin angajamente de proiecte, de misiune și evangelizare, prin suport și sponsorizare, prin implicare și participare și chiar prin Evanghelia socială. Pentru că Dumnezeu ne-a trimis până la marginile pământului să vestim Evanghelia la orice făptură. Și lucrarea aceasta se face cu resurse și niciodată nu trebuie neglijată. Știți ce am observat? Am observat că ori de câte ori vorbim despre o familie necăjită, inima noastră este puțin mai sensibilă și e bine. Dar la fel de sensibil ar trebui să fie când vorbim despre proiecte de evangelizare și de misiune. Pentru că vindecarea și învierea sufletelor e chiar mult mai importantă decât sănătatea trupului și nevoile trupului. Să nu obosim. Ce să facem ca să nu obosim? Mai întâi să le tratăm ca pe obligații, toate aceste lucruri. Așteptați punctul al doilea. De ce spun ca pe obligații? În sensul de a da dovadă de seriozitate. Vedeți, cu obligațiile nu te joci. Nu vrei să stai curentul, nu vrei să stai gazul, nu vrei să-ți ia casa, nu vrei să-ți perzi mașina. Și toate obligațiile le plătești. Când le tratezi ca pe obligații, nu obosești. N-ai zis niciodată, ce mai vor ăștia de la gaz și de la curent, domnule? Și luna asta vor, dar n-am plătit destul până acum 10 ani. Mi-a venit bilul, spui, a, luna asta nu mai plătesc, m-am săturat, am obosit, nu mai vreau. Nu, pentru luna e consumat, pentru luna e plătești. Ei, ca să nu obosești, tratează lucrurile acestea cu seriozitatea și cu responsabilitatea cu care îți tratezi obligațiile pe care le ai. Dar să le tratăm mai mult decât obligații. Pentru că roada Duhului este dragostea, dar mai jos spune facerea de bine. Când dărnicia devine parte din caracter, nu mai simți că este o obligație. Tot ce faci, faci cu bunăvoință și din dragoste. Și acum încă un lucru. De ce să nu obosim? Câți dintre dumneavoastră ați vrea să vă duceți banii, casa, mașina și toate posesiunile dumneavoastră în rai? Dacă ați putea. Nu se poate, a? Că spunem la înmormântări, n-a luat nimic cu el, n-a luat nimic cu ea, e fals. Nu este adevărat. Când cineva moare în credință, ia multe lucruri cu el. Păi, hai să demonstrăm lucrul ăsta, ca să nu ziceți că nu predicăm din Biblie. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului. Galateni 6, 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Care este vremea când vom secera? Deschideți, vă rog, cu mine în 1 Timotei, capitolul 6, și am să vă demonstrez că puteți să luați foarte mult din lumea asta și să duceți cu dumneavoastră în rai.
Nu pentru că le băgați undeva, știți că faraonii își umpleau camerele alea mortuare cu aur, cu pietre prețioase, cu tot, crezând că le duc cu ei în lumea cealaltă. N-au dus nimic cu ei, că de-aia le-au găsit după mii de ani exploratorii și arheologii. Însă există o cale de a duce cu noi lucruri din lumea asta în cea viitoare. Ascultați! De la versetul 17, 1 Timotei 6 cu 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Ce înseamnă bogații veacului acestuia? Oameni binecuvântați material. Oameni prosperi. Care au fost binecuvântați de Dumnezeu cu bunuri materiale. Să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Să nu te simți vinovat că ai condus o mașină decentă la biserică sau că ești îmbrăcat frumos sau că ai o căsuță unde locuiești, o căsuță frumoasă pe care ți-ai aranjat-o și ți-ai pregătit-o să stai în ea cu familia ta. Că Biblia spune să vă bucurați de ele. Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de ele, să ne dea și sănătate, să ne dea și har, să ne bucurăm. Mai departe. 1 Timotei 6 cu 18. Ei, îndeamnă-i să facă bine, deci bucurați-vă de ele, dar nu de unii singuri, ci împreună cu alții. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții și versetul 19. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie pentru ca să se apuce adevărata viață. Știi care sunt lucrurile pe care le câștigi și le duci cu tine? Alea pe care le dai Domnului. Și răsplătirea lor în veșnicie nu e în dolari, nu e în case și mașini, ci e în comoara veșnică. Ia auziți ce îi spune Domnul tânărului bogat și ce păcat că n-a ascultat. Versetul 22. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Dragii mei, în cer transferăm toate binecuvântările la care îi facem părtași pe alții. Toate binecuvântările pe care le oferim pentru înaintarea Evangheliei, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când investim în alții și când investim în lucrarea lui Dumnezeu, toate aceste binecuvântări sunt convertite într-o comoară cerească. Nu știm cum arată. Că Pavel a încercat să explice și n-a reușit. Lucruri pe care nu le poți explica, nu le poți concepe, nu le poți anticipa de aici, de pe pământ. Dar toată dărnicia și toate sacrificiile pe care le facem aici, ne vom întâlni cu ele, că spunea o cântare și bine spunea, ce ai făcut lui Iisus, va sta. Auziți ce spune cuvântul Domnului în 2 Tesaloniceni 3 cu 13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Acum, subiectele astea sunt complicate. Și nu sunt complicate numai să le auzim, sunt complicate să le spunem. Însă nu ne-am face datoria de slujitori dacă nu am vorbit și despre aceste lucruri, pentru că sunt biblice, pentru că sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Și nu ne-am face datoria de slujitor dacă nu v-am rugat frumos și astăzi. Haideți să mai adunăm un belșug de dărnicie, pentru ca numele Domnului să fie slăvit, lăudat și să dovedim că nu am obosit în facerea
binelui. Vă mulțumim din toată inima. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Știu că nădejdea noastră trebuie pusă în Dumnezeu. Știu că nu zidurile și nu lucrurile compun biserica Domnului, ci sufletele. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un loc unde să venim, să-L slujim, să ne creștem copiii în frică și temere de Domnul, să putem să-L lăudăm frumos, să fim relevanți în jurul nostru pentru cei care au nevoie de Evanghelie. Și toate aceste lucruri impun sacrificii de timp, impun sacrificii de energie, impun sacrificii materiale. Toate împreună îl onorează pe Dumnezeu și ne va da răsplătire și în viața asta, dacă îngăduie Domnul, dar mai ales dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Rugăciunea pe care o facem la încheierea acestui serviciu este pentru binecuvântarea tuturor familiilor din biserică. Binecuvântarea materială a bisericii a depins și depinde de binecuvântarea noastră materială. V-am spus că se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Și noi ne rugăm, în primul rând, Domnul să vă răsplătească pentru toate dărniciile pe care le-ați făcut, pentru toată această operă care a ieșit din conturile dumneavoastră, în care Dumnezeu a pus binecuvântările sale. Asta a fost rețeta proiectului acestuia. Tot ce se vede aici a ieșit de la dumneavoastră, din ce Dumnezeu v-a dat dumneavoastră. Și pentru asta zicem, Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvinteze și să vă înmulțească potrivit bogățiilor sale. Și în al doilea rând, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună. Vom avea o părtășie frumoasă la masă. Părtășia aceasta are ca rost, în primul rând, să stăm împreună, să petrecem timp împreună, să ne bucurăm împreună de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Frați și surori, trec de multe ori pe aici, intru în parcare și mai întâi trec pe lângă biserică și îi mulțumesc Dumnezeu. Când eram în construcție mă rugam și spuneam, Doamne, fă să se termine, Doamne, fă să avem tot ce ne trebuie să termine. Acum mă rog, Doamne, umple-o de prezența Ta, umple-o de Duhul Tău cel Sfânt. Și a făcut Dumnezeu lucrul ăsta și îl va mai face. Haideți să ne rugăm ca în locul acesta să se vadă slava lui Dumnezeu. Nu spun asta ca să ne mândrim și să ne lăudăm. Merg în multe locuri și sunt încărcați de multe salutări și de multe cuvinte frumoase de binecuvântare pentru noastră, de la frați slujitori, de la biserici, de la persoane care vin și ne abordează. Sunt oameni care ne binecuvintează pentru lucrarea pe care o facem. Ne urmăresc online, ne urmăresc prin Credo TV, ne urmăresc prin Radio Vocea Evangheliei și binecuvintează pe Domnul pentru dumneavoastră și pentru tot ce faceți pentru împărăția Lui și pentru înaintarea Evangheliei. Și eu zic, Domnul, să ne ajute să nu cădem de oboseală, pentru că mai este puțină vreme. Și Biblia spune că cel ce dă înapoi, cel ce obosește, Dumnezeu nu-și găsește plăcere în el. Să știți că niciun om nu obosește în ceva care ține de credință și să nu obosească în toate lucrurile credinței. Când vom obosi într-un lucru, înseamnă că am obosit în toate. N-o să vedeți un om obosit mental și pe care să-l ducă picioarele undeva. Când ajungi să obosești, obosești de sus până jos. Și mă rog Dumnezeu să nu ne lase să obosim în neprihănire, să nu ne lase să obosim în citirea cuvântului, în rugăciune, în ajutorarea sfinților și în împlinirea datoriilor pe care noi le avem față de Dumnezeu și față de casa Lui. Ne rugăm cu toții.